Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu, gazda dumneavoastră din această seară. Într-o țară în care pentru infracțiuni dintre cele mai grave pedepsele se dau cu suspendare, într-o țară în care peste 3.000 de violatori, tâlhari și ucigași au fost puși în libertate pentru că n-ar avea condiții dintre cele mai grozave în penitenciare, un reprezentant al partidului de guvernământ, iată că propune nici mai mult, nici mai puțin decât să îi bage în spatele gratiilor pe cei care nu își plătesc amenziile. Discutăm acest subiect la NCN după materialul care urmează. Un bărbat condamnat pentru viol a recidivat la 3 zile după ce a fost eliberat din închisoare în baza legii recursului compensatoriu. Imediat după ce a ieșit din penitenciar, acesta a agresat sexual și a tâlhărit o tânără din București. Bărbatul fusese condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a violat o fetiță de 13 ani, însă a fost eliberat mai devreme pentru că a beneficiat de legea recursului compensatoriu. Un alt bărbat din județul Giurgiu, condamnat pentru vătămare corporală gravă și viol, eliberat în baza legii recursului compensatoriu, a fost arestat pentru omor. Fapta s-a produs la o lună de la punerea lui în libertate. Peste 3.000 de deținuți s-au calificat în total pentru a beneficia de eliberare condiționată în baza noii legi. Foștii deținuți eliberați fuseseră condamnați pentru diverse infracțiuni. Pentru furt calificat 166 de persoane, pentru tâlhărie 92 de persoane, pentru viol 47 de persoane, pentru tâlhărie calificată 43 de persoane, pentru omor 18 persoane. Dar, dacă tot s-a făcut loc în pușcării, nu vă așteptați ca paturile libere să fie destinate politicienilor care au comis infracțiuni. Recent, un deputat PSD a propus pedeapsa cu închisoare pentru cei care nu-și plătesc amenziile. Parlamentarul social-democrat Neculai Iftimie, inițiatorul proiectului, susține că această măsură ar crește încasările la bugetul local, deoarece persoanele ar plăti amenziile de frică să nu facă închisoare. În plus, deputatul afirmă că și numărul amenzilor aplicate ar scădea, cel puțin pe perioada cât o parte dintre contravenienți își execută pedeapsa. Iată așadar tema emisiunii. Invitații noștri din această seară sunt domnul avocat clujan Tașnadi Ișvan, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru invitație. Și invitatul permanent al emisiunii noastre, redactor șef la Ziar de Cluj, Victor Lungu, bine ați venit. O seară bună tuturor. Proiectul de lege prevede în linii mari următoarele: dacă persoana amendată nu-și achită amenda în 30 de zile, primarul localității poate să ceară înlocuirea amenzii cu prestarea unei munci în folosul comunității. Dacă persoana cu pricina nu se prezintă la munca în folosul comunității, în termen de 48 de ore, primarul se adresează instanței pentru ca acea muncă în folosul comunității să fie transformată în pedeapsa cu închisoare. Victor, una din misiunile pe care noi ni le-am asumat aici la emisiunea noastră este tocmai cea de a apăra cetățeanul în fața abuzurilor statului. Și rugămintea mea este să încerc să comentezi această propunere. Da, ce a avut în cap domnul deputat. Eu te-aș întreba în primul rând dacă ar fi morală o astfel de măsură. Deci, în primul rând, îl pune pe primar să... Deci eu, fără să am studii juridice, dar observ deja o contradicție. Îl pune pe primar să decidă că să se transforme în judecător și să transforme, să convertească amenda în muncă în folosul comunității. Eu știam că altcineva se ocupă de pedepsire și de cum se convertește o anumită faptă în altă faptă sau o pedeapsă într-o altă pedeapsă. Dar, în fine, dacă primarul o să poată să devină și judecător, este altceva. Aici cred că trebuie să discutăm pe mai multe paliere și două esențiale. Unul este zgomotul de fond. Totdeauna noi, ca oameni care lucrăm cu informația și manipulăm informație și o dăm mai departe și folosim elemente din ea, putem spune că de obicei când vii cu să propui lucruri trăznite, altul e scopul pentru care propui lucrurile trăznite. Moral, noi am stabilit deja. Aici discutăm de zgomot de fond în ce sens? În sensul în care, ca să abați atenția de la lucruri care sunt mai importante pentru patrie, și am mai discutat noi la emisiunile noastre multe despre lucrurile, alte lucruri importante care ar trebui să le avem în vedere, emis tot felul de, arunci pe piață tot felul de informații și le arunci într-un rit foarte susținut, pentru că vezi, ei nu se opresc. În fiecare zi noi dezbatem lucruri noi, dar cu o încărcătură amorală sau neinformațională, non-informațională, cumplită. Și care nici nu pot fi puse în practic. Asta e una. Și a doua, să ascunzi foama de bani, e prea superflu să spui că oamenii ăștia sunt într-un default extraordinar la cât te-au promis și la cum s-au prăvălit pe bani și au aruncat în spațiu public fără niciun discernământ.
dar nu în consum, nu în investiții, ceea ce este grav. Discutăm și de acea împovărare a cetățeanului cu vini. Cetățeanul nu trebuie să stea liniștit, cetățeanul trebuie să se simtă vinovat. Cetățeanul când vede organul în fața sa, cum vedeam înainte de 1989 și o să legăm către final această discuție de exact acele vremuri, vedea echipiul, trebuia să te simți vinovat instant. Pentru că ceva ai fi făcut tu, știi? La fel și acum, primești o hârtie de la agenția fiscală, clar undeva ești vinovat. Te duci în fața ghișeului la agenția fiscală, oricum trebuie să te apleci, că așa e frumos să te apleci, să fii la nivelul unei doamne sau unui domn extrem de plictisit de viața lui și mai ales care te privește cu o suspiciune imensă. Tu când te întâlnești cu organul, tu ești oricum suspect din start, nu ești cetățean român contribuabil. Și cam de pe aici pornim cu toate discuțiile. Mai de mult... Haideți să vedem. Este o astfel de măsură necesară, domnule avocat? Care este în prezent cadrul legal privind... încasarea amenzilor, care este cadrul legal pentru aplicarea sancțiunilor și încasarea amenzilor? În momentul de față, evident, există posibilitatea, deși eu zic că este în contradicție cu drepturile cetățenilor de a nu fi supuși muncii forțate, dar există posibilitatea ca unele amenzi contravenționale să fie transformate în muncă în folosul comunității, evident, așa cum ne spune și Ordonanța 55. Rugămintea mea să explicați cât mai pe înțelesul oamenilor, pentru că mulți oameni au fost speriați de anunțul acestei inițiative și vor să afle, sunt convins, cât mai multe amănunte și să știe dacă sunt expuși unor astfel de sancțiuni sau care este exact situația în acest moment. Asta încercam să spun, că în conformitate cu Ordonanța 55 din 2002, se poate converti muncă în folosul comunității doar amenziile alături de care în actul normativ se prevede această posibilitate. Deci, atenție, nu în cazul oricărei amenzi contravenționale putem... Care ar fi astfel de sancțiuni contravenționale? De exemplu, prostituția. De exemplu, prostituția a fost dezincriminată. Apropo, să facem o paranteză. Acum, illo tempore, statul a decis că prostituția nu mai este de gravitatea unei infracțiuni. A dezincriminat prostituția, acum vine și ne spune că, bun, acelor persoane care se prostituează, le aplicăm amenzi contravenționale, dacă nu le plătesc, o să facă închisoare. Acum, ori de o gravitate redusă, ori de o gravitate mai accentuată. Bun, așa cum spuneam, alături de amendă, în unele situații se poate converti în muncă în folosul comunității. Strict din punctul meu de vedere, această opțiune, că altfel nu pot să o numesc, de a reglementa această situație, această idee ar trebui respinsă de principiu. Pentru că, din punctul meu de vedere, încalcă principiul subsidiarității. Pentru că legea penală trebuie să intervină atunci când, de ultimă instanță, adică să fie de o intruziune de în alt nivel. Adică nu te probabil dinainte, deci din start, te duci cu pedeapsa cea mai mare. Deci îl vezi pe un amărât și atunci pe ăla vii cu pedeapsa cea mai mare, exact ce am discutat noi cu acel băiat cu grafitiul, care a apucat să tragă o linie pe un perete, a venit polițistul local și a dat 1500 de lei brusc, așa, fără avertisment, fără... Apropo de asta, ce posibilități are un cetățean care este amendat sau sancționat contravențional? Ce posibilități are de a contesta sancțiunea dacă este nemulțumit sau dacă crede că sancțiunea nu este corectă? Are posibilitatea ca în termen de 15 zile să depună plângere contravențională la judecătoria în circumscripția căreia se află locul unde a fost sancționat. Așadar, dacă infracțiunea a avut loc la Cluj sau contravenția a avut loc la Cluj, atunci el trebuie să se adreseze judecătoriei Cluj-Napoca, nu? Desigur. Și dacă această mențiune, această posibilitate de a se adresa cu o plângere instanței competente nu se menționează în procesul verbal de constatare și de sancționare a contravenției, este un motiv de nulitate a procesului verbal respectiv. Ce mai trebuie să cuprindă un proces verbal de constatare a contravenției? Descrierea faptei. Recent s-a pronunțat și în alta curte cu un recurs în interesul legii și a stabilit în alta curte că descrierea faptei trebuie să cuprindă elemente suficient de multe încât să se poată determina cu lux de amănunt ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. În afară de asta, evident, numele agentului constatator, unitatea din care provine, dreptul de a face obiecțiuni, trebuie să-i se aducă la cunoștință contravenientului. Trebuie să existe și martor?
trebuie să existe martor în cazul în care refuză contravenientul să semneze procesul verbal. Dar dacă, de exemplu, dacă mulți au impresia că dacă semnăm un proces verbal de contravenție, ne-am asumat fapta. Este fals, pentru că în momentul în care semnăm, noi semnăm, de fapt, că am luat la cunoștință despre existența procesului verbal, moment din care încep să curg cele 15 zile de a depune plângere la instanța competentă. Dar, domnul avocat, dacă noi, în momentul că avem acea posibilitate să plătim jumătate din minim în 48 de ore, dacă eu mă duc să plătesc și pe aia contez, nu spune, domnule, dar ați plătit jumătate din minim. Practic ați recunoscut că ați greșit. În mod normal așa e, dar trebuie știut și faptul că în conformitate cu jurisprudența Curții Europene, inclusiv în materie contravențională, contravenientul beneficiază de prezumție de nevinovăție și toate drepturile aferente, motiv pentru care judecătorul nu are voie ab initio să deducă vinovăția contravenientului. Revenind la tema emisiunii, care este posibilitatea, pe baza unei inițiative recente a unui deputat, de a transforma amenzile contravenționale în pedeapsa cu închisoarea. Filozofia juridică spune că legea trebuie aplicată întotdeauna așa fel încât să fie în concordanță cu morala. Care este părerea dumneavoastră? Este sau nu în concordanță cu morala o astfel de măsură? Eu cred că nu. De ce? Pentru că avem deja mult prea multe reglementări care sunt destul de morale, care sunt eficiente și se pot urma cu ușurință, cum ar fi, de exemplu, executarea silită. Sunt diverse modalități de executare silită, cum ar fi vânzarea la licitație publică a bunurilor, oprirea și alte asemenea, care se pot pune în aplicare. Nu este un motiv să incriminăm o faptă în suplimentar și să spunem că această cale este cea mai eficientă. Mai mult decât atât, dacă tot la bază a avut rațiunea că trebuie sancționat faptul că nu se prestează munca în folosul comunității. Oricum, această faptă deja este sancționată pentru că munca în folosul comunității se dispune de către un judecător. Ori dacă persoana respectivă care a fost obligată la munca în folosul comunității nu se prezintă să înceapă executarea pedepsei, exact, deja există o infracțiune de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Astfel, nu văd de ce ar exista încă o reglementare, încă un aliniat sub același articol. Nu credeți că ar constitui o discriminare pe motiv de avere aplicarea unei astfel de sancțiuni cu închisoarea pentru o persoană care efectiv nu are posibilitatea de a-și plăti amenda? Este evident o discriminare, ba chiar mai mult, este o discriminare chiar între cetățeni în general. Pentru că ce facem în situația în care o persoană juridică este amendată? Persoana juridică nu poate fi introdusă într-o închisoare. Adică, potrivit codului penal, persoanele juridice îi se poate aplica doar, din punct de vedere penal, ca și pedeapsă penală, doar amenda penală. În același timp? Ca să mai destindem un pic atmosfera persoană juridică, cum a zis cu vreo 3 sau 4 ani, când i-a zis acelui protestatar, polițist, jandarmul, zice, i-a zis, site de cultură, băga site-ul de cultură în dubă. Deci nu poți lua SCSRL-ul să-l iei, să-l duci cu cătușe la închisoare, că n-ai cum. Haideți să vă dau încă un exemplu și mai evident. În situația de față, dacă ar intra reglementarea în vigoare așa, în forma aceasta, cum ați menționat dumneavoastră, s-ar crea o discriminare inclusiv între cetățeni, deoarece statul s-ar ridica la un rang mult mai înalt decât cetățeanul de zi cu zi. De ce? Pentru că statul, dacă dobândește astfel o creanță, până la urmă este o creanță împotriva particularului, și dacă particularul nu reușește, din motive neimputabile, atenție, să plătească, va face pușcărie. Ori particularul, dacă nu-și plătește furnizorul de telefonie, de pildă, furnizorul de telefonie ce are? Ce poate să facă? N-are decât să stea la coadă, să urmărească procedura de executare silită și la final, dacă se zbate de același motiv de neexecutare din lipsă de culpă, asta la fel se va întâmpla și cu insolvența, nu? Deci firmele în insolvență, ce faci cu ele? Le iei să le bagi la închisoare pe exact. Toate? În același timp există foarte multe cazuri în care persoane abuzează de portițele legale și evită plata amenzilor. E o problemă îngrijorătoare pe care o invocă multe autorități locale și am pregătit și un filmuleț în acest sens. Înțeleg că și dumneavoastră aveți un exemplu
relevant pentru ceea ce am menționat. După, vă rog să spuneți ce e vorba și după aceea îi rup pe colegii mei să difuzeze filmul. Am avut o speță personală la București. Mă rog, contravenienta n-a fost clienta mea, nu mă caracterizează să angajez asemenea cliente. Dar era vorba despre o doamnă de moravuri ușoare, să spunem, care a fost amendată de 653 de ori, cu minimul special de câte 500 de lei. Doamna, evident, nu a plătit. Primăria sectorului 1 a sesizat instanța să convertească amenzile în muncă în folosul comunității. Evident, acțiunea s-a admis, doamna neprezentându-se, ne răspunzând prin întâmpinare sau prin alte acte procedurale. Și a fost obligată la circa 60 și ceva de mii de ore, după cum am calculat... 60 de mii de ore de muncă în folosul comunității. După cum am calculat eu, ieșeau aproximativ 8 ani jumătate de muncă în folosul comunității. Despre astfel de situații vorbește și filmul pregătit de colegii mei, pe care vă rog să-l difuzați dacă este pregătit. O prostituată din Apahida ar trebui să muncească 5.000 de ore în folosul comunității ca să își ispășească pedeapsa, scrie presa locală. De-a lungul a 10 ani, femeia a strâns numai puțin de 110 amenzi contravenționale, fiecare în valoare de 500 de lei. Dar primăria din Apahida nu are cum să încaseze banii pentru că prostituata Delia nu are venituri legale și nici popriri nu pot fi puse pentru că femeia nu are niciun bun pe numele său. În concluzie, amenziile s-au transformat în muncă în folosul comunității în durată totală de peste 5.000 de ore. Dacă ar lucra în regim de 8 ore pe zi, Delia ar trebui să muncească numai puțin de 625 de zile, adică peste 2 ani, pentru că mai sunt și zile libere. Un alt record este deținut de o femeie cu domiciliul în sectorul 1 al capitalei. Într-un singur an, aceasta a reușit să adune amenzi în valoare de aproape 467.000 de lei, adică peste 100.000 de euro, toate din practicarea celei mai vechi meserii din lume. În urmă cu 10 ani a făcut vâlvă cazul unui focșănean care avea de plătit 964 de amenzi în valoare de peste 2,6 milioane de lei, majoritatea fiind amenzi de circulație. Un sfert din amenzile pe care primăria Focșani trebuia să le încaseze erau pe numele aceluiași individ. Sunt convins că la astfel de situații s-au gândit cei care au inițiat proiectul. Ce părere aveți? Ce se poate face cu astfel de cazuri care acumulează la nesfârșit amenzi peste amenzi și refuză să le plătească, să nu există mijloace de a le executa? Dar trebuie să există o prevenție, să nu se ajungă până aici, în primul rând. Adică tu stai ca autoritate publică cu mâinile încrucișate și tot aduni sute de mii de lei în contul tău ca datorii și pe aia le cer convertirea și ajungi la situații de genul acesta absurd. 8 ani jumate trebuie să muncească în folosul comunității. Ce să muncească în folosul comunității? Practic tu ți-ai angajat un sclav prin decizie judecătorească. Deci noi putem să ne întoarcem la epoca romană, care îi puneau pe cei care aveau datorii să iasă frumos în piața publică și să se ofere, să-și vândă viața, adică ani din viață, ca sclavi și prin asta își plăteau datoriile. La sfârșitul zilei sau cât aveau termen să îi cumpere cineva, dacă nu, le luau gâții sau îi ostracizau, îi trimiteau, atunci aveau unde să-i trimită. Mi se pare absurd. Eu zic că totul pleacă de la politica adoptată de către statul român. Eu zic că în prim plan ar trebui să se afle rolul educativ, după care rolul preventiv și la final de rolul punitiv să fie de ultimă instanță. Nu să le impună persoanelor care sunt în multe persoane, într-adevăr, sunt în incapacitate involuntară de plată. Și când vorbiți despre educație, la ce vă referiți? Ce ar putea statul să facă pentru educarea cetățenilor încât să evite astfel de situații? Inclusiv, mă refer aici inclusiv la educația juridică, eu fiind jurist de meserie. Pentru că fiecare persoană trebuie să cunoască obligațiile care revin în calitate de cetățean. Adică conduita de zi cu zi și restul. Pentru că luni l-am avut la emisiunea noastră pe domnul judecător Danileț, care chiar a scris și publicat o carte care se numește Educație juridică pentru liceeni și care ni s-a părut o inițiativă deosebită pentru că urmărește tocmai
ceea ce ați subliniat dumneavoastră, necesitatea de a asigura încă din tinerețe o educație juridică corespunzătoare viitorilor cetățeni care până la urmă vor fi adulții de mâine. Un alt deputat, tot de la PSD, este o întâmplare, propune ca neplata amenzilor de circulație să se sancționeze cu suspendarea permisului de conducere. Domnule avocat, ce părere aveți despre această idee? Suspendarea permisului oricum este o sancțiune suplimentară în unele situații. Există pentru cazuri grave, deci se suspendă permisul, oricând acumulezi punctele necesare, deci ai greșit de multe ori și atunci la final ți se și suspendă, nu, ai făcut 15 puncte sau habar n-am câte. Vă întrerup pentru că avem la telefon pe doamna Simona Ionescu, redactor șef al ziarului Evenimentul Zilei din București. Doamna Ionescu a publicat un editorial pe această temă care poartă titlul Băgăm în pușcării amărâții să obligăm instituțiile statului să-și facă treaba și să execute și pe șmecheri. Este de departe cel mai interesant titlu pe această temă pe care l-am văzut în publicațiile românești. Ne aflăm așadar în legătură directă cu doamna Simona Ionescu. Bună seara, doamnă! Bună seara, doamnă! Ne auziți? Posibil să nu se audă. Încercăm să refacem legătura. Să continuăm până atunci discuția despre suspendarea permisului de conducere. Aplici pe aceeași faptă sau o faptă minoră o pedeapsă. Înțeleg care... că am reușit să refacem legătura telefonică cu doamna Ionescu. Să rămână, doamnă. Bună seara. Vă aud foarte greu. În ce fel credeți că o astfel de propunere legislativă poate servi interesului public? Numai puțin că vă aud foarte greu. Sunt în mașină și sonorul este foarte, foarte slab către dumneavoastră. Noi vă auzim foarte bine, încerc să repet întrebarea. Poate... Da, aș vrea, da, că nu știu la ce întrebare. Da, întrebarea era, în ce fel credeți că o astfel de propunere legislativă poate servi interesului public? Așa cum am scris și în editorialul din Evenimentul Zilei, eu nu cred că o astfel de proiect legislativ, cel puțin în forma care a ajuns până în momentul de față la noi, va avea vreun succes. Un astfel de proiect care prevede o astfel de lege, era vorba de o ordonanță de guvern, care prevedea că zilele de muncă în folosul comunității neefectuate pentru că nu vrea contravenientul sau nu a fost găsit acasă sau nu l-au identificat cei de la poliție, atunci acea decizie a instanței de muncă în folosul comunității se transforma în închisoare. Pedeapsa era de la 1 la 3 luni, nu mai mare. În schimb, foarte mulți scăpau, adică nu suportau rigorile legii. Nu erau găsiți, nu se înțelegea nimeni cu nimeni. Plus o birocrație extraordinar de mare, ceea ce sunt convinsă că va persista și dacă va trece acest proiect de lege. Pentru că problema stringentă este în lipsa de corelare a legislației și la normele de aplicare. Sunt mai multe legi care prevăd amenzi contravenționale. Cei care le aplică sunt polițiștii locali, polițiștii naționali, cei de la circulație. Aici vreau să vă spun că din informațiile mele ce am discutat cu cei de la rutieră, nu stau rău la plata amenzilor. Șoferii sunt mai conștiincioși sau le este frică că dacă îl prinde fără amenda plătită, s-ar putea să treacă până la urmă în penal și atunci... sau să aibă penalități foarte mari și atunci șoferii de obicei să duc și să plătesc. Nu sunt chiar așa o mare problemă. Problemele, în schimb, apar la persoanele fizice
și la persoanele juridice. Desigur, nu la toate, dar în număr foarte mare, pentru că acolo sunt controle multe, sunt nereguli multe, în general, așa cum am scris, pe comerț sunt foarte multe, să duc în controle și găsesc ba marfă expirată, ba nu există autorizație, ba nu există aviz de mediu, ba nu. Și atunci se face procesul verbal în care se aplică amenda. Aici e iar o problemă mare, pe care n-am întâlnit-o specificată în proiectul ăsta de lege, care, gata, bagă omul la pușcărie. În ce sens? Legiuitorul, adică tot parlamentarii sau guvernanții, la un moment dat, au dat ori ordonanță de guvern, ori o lege, cum e legea 61, legea 12 și asta, sau hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General București, adică Primăria București, unde se specifică că cuantumul amenzii pentru contravenția X este între 1000 de lei și, dar nu, e mai mică chiar, cam 500 de lei am găsit eu, 500 de lei și 3000 de lei. Se aplică de către organul constatator, se aplică maxim de amendă, 3000 de lei, însă acea ordonanță sau acea hotărâre de primărie și asta specifică, dacă se plătește în 48 de ore, se plătește jumătate din minim. Adică din 500 de lei, el dacă are 3000 de lei amendă, din 500 de lei care e minima, el plătește 2500. Păi, de obicei, firmele nu se uită la 2500 de lei, se duc să le plătească. Însă, această propunere legislativă este destinată doar persoanelor fizice, nu-i așa? Nu și persoanelor juridice. Da. Nu, ce dau primăriile și persoanele juridice. Sunt legi, legea 12, parcă, care se aplică și persoanelor juridice. Sigur, dar cum putem să aplicăm pedeapsa cu închisoarea unei persoane juridice? Poftim? Evident, nu putem să aplicăm pedeapsa cu închisoarea unei persoane juridice și atunci... În nou proiect de lege nu se... nici nu se face vorbire despre chestia asta. Iar acest nou proiect, de fapt, copiază o ordonanță de guvern care v-am spus, care a fost abrogată tot de PSD în 2003. Pentru că s-a constatat inutilitatea ei. Vreau să vă întreb, doamna Ionescu, totuși trăim într-o țară în care multe pedepse pentru infracțiuni grave se execută sub supraveghere, cu suspendare. Iar pentru amenzi, intenționăm să-i trimitem pe oameni la închisoare. Da. Asta e... Nu mai vorbim. Nu mai vorbim de intenția în sine. Să zicem că a scăpat în vedere domnul deputat lucrul acesta, dar astăzi ați văzut că s-a dat s-au trecut pe legile justiției și chestia asta cu arestul la domiciliu și prevederile, ce zice și asta, adică pe unul ținem acasă și asta pentru o faptă penală gravă. Păi trebuie să facem loc în pușcării pentru... Și altele, dacă o identificăm și după 2-3 ani și asta, o băgăm la pușcărie, că nu și-a îndeplinit orele de muncă în folosul comunității. Deci asta cred că este inutilă. Creăm iară un apendice ca să zicem că, uite, domne, am votat o lege. Mi se pare aberantă chestia asta. Dacă o modifică, dacă vine domnul deputat cu niște norme în care să scoată funcționarii publici, primarul, polițiștii naționali care aleargă după câte un amendat de ăsta, sau judecătoriile care oricum sunt sufocate de dosare. Mai într-adevăr, nu le lipsesc și aceste dosare. Am fost în legătură telefonică. Asta le mai lipseau, nu judecătorilor. Să le dăm și aceste chestii de lucru. Amenzile astea, care v-am spus, sunt contravenționale, deci nu înseamnă că omul acela a comis o faptă atât de gravă, atâta vreme cât este vorba de o amendă contravențională. Nu amendă penală, n-a tâlhărit, nu,
Nu e vorba de ceva cu violență sau asta. Îi ia pentru că au greșit, n-au știut, au încercat să nu se ducă să își plătească taxa la primărie, dar e... când sunt atâtea lucruri care merg prost... Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost doamna Simona Enescu, redactor șef la Evenimentul Zilei, iar noi acum luăm o pauză de publicitate. Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest? I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctor în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandruci și coșuri de fum. Cu Cemacon construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri. O după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV.
Am revenit la emisiunea În Vizor cu avocatul Tajnadi Ișvan de la Cabinetul de Avocați Ciprian Păun și Asociații și cu Victor Lungu, invitatul permanent al emisiunii noastre. Am avut-o în direct pe doamna Simona Ionescu, redactor șef la Evenimentul Zilei, și tragem concluziile acestei discuții. Băgăm în pușcăria mărății sau obligăm instituțiile statului să-și facă treaba și să execute și pe șmecheri? Acesta este titlul editorialului doamnei Ionescu, despre care am aflat mai multe detalii. Haideți să vedem. Exact care... asta spuneam și noi, că și eu și domnul avocat am zis în felul următor: statul trebuie să-și facă datoria și după aceea să vină peste cetățean cu măciuca. Deci statul nu își face datoria de la început. Deci nu are un... pe educație nu merge, pe prevenție nu merge, merge direct cu ciomagul. Și când e disperat că cu ciomagul degeaba dă și face creier chisăliță și sânge pe pereți, vine să mai dea o dată și cu buldozerul. Cam asta așa văd eu lucrurile. Revin cu o întrebare pe care am adresat-o și doamnei Ionescu, revin cu așadar cu această întrebare și o adresez și domnului avocat. Totuși trăim într-o țară în care multe pedepse pentru infracțiuni grave se execută cu suspendare. De ce credeți că cineva a venit cu această idee de a transforma amenziile, amenzi contravenționale, amenzi banale, care se pot întâmpla în viața de zi cu zi a fiecărui om, în pedepsa cu închisoare? Pur și simplu să se exercite o anumită presiune asupra persoanelor de a contribui la bugetul de stat. Însă inițiatorii legii au uitat că această imposibilitate de plată nu este imputabilă persoanei respective. Persoana respectivă nu că nu vrea să plătească, poate nu poate să plătească. Tot din aceeași sferă, iată că sunt și propuneri care par să aibă un miez de bun simț și am să prezint și îi rog pe colegii mei să pregătească filmul, propunerea doamnei deputat Ionela Dobrică. Doamna deputat spune ceva mult mai realist, ca oamenii să poată plăti amenziile la jumătate în termen de 15 zile în loc de 48 de ore. Este o știre pe care am preluat-o de la postul București TV. Haideți să dezbatem și pe marginea acestei idei. Deci 15 zile e ok. Dacă este pregătit filmul, vă rog. Românii ar putea să plătească jumătate din amendă în termen de 15 zile. Deputatul Ionela Dobrică a depus o propunere legislativă care prevede prelungirea termenului legal de achitare a amenzilor de la 48 de ore la 15 zile. Deputatul susține că o astfel de decizie va aduce o creștere a încasărilor la bugetele locale. Există foarte multe beneficii ale unei astfel de modificări legislative. Cele mai importante dintre acestea vizează creșterea încasărilor la buget și degrevarea instanțelor de judecată de cauzele care au ca obiect contestația împotriva sancțiunilor contravenționale, a declarat inițiatoarea proiectului. Ionela Dobrică susține că măsura vine atât în sprijinul autorităților publice, cât și în sprijinul cetățenilor, care vor să achite amenda, însă nu au posibilități financiare. Cred că acest termen rezonabil de 15 zile va produce încă două efecte benefice, pentru că, pe de o parte, mărirea termenului de plată a contravențiilor de la 48 de ore la 15 zile va stimula persoanele care primesc amenzi să le achite, iar pe de altă parte, vor evita numeroase confuzii care se fac în acest moment în calcularea și aplicarea amenzilor. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută în Parlament și votată în perioada următoare. Da. Iată așadar o propunere interesantă. Cum vi se pare, domnule avocat? Mi se pare o propunere justă, să zic așa. Să spunem că eu intenționez să plec în concediu, de exemplu, în Slovenia sau Austria. Înainte să ies din țară, mă prinde radarul și sunt amendat. Evident, în 48 de ore nu mai apuc să plătesc, să revin în țară și pierd beneficiul jumătății din sumă. Motiv pentru care în momentul în care o să mă întorc în țară voi fi nevoit să plătesc întreaga sumă. Ori la amenziile de circulație, să fim realiști, amenziile sunt foarte mari. Și la plata amenziilor și la emisiunea noastră timpul trece foarte repede. Secundă numai, aș vrea să spun că această măsură să nu meargă cu aia altă de dinainte, mână în mână, pentru că atunci, de fapt, asistăm tot la o ticăloșenie. Așa cum contribuabilul dorește să profite de timpul prețios pentru a plăti amenda la jumătate, și eu doresc să profit de timpul rămas pentru a aborda încă un subiect. Statul român pare într-o goană continuă după bani. Ministrul de Finanțe a anunțat ieri că trimite ANAF să recupereze 15 miliarde de lei de la populație, impozite și taxe neplătite în ultimii ani. Și vreau să-l întreb pe domnul avocat Tajnadi, ce facem dacă primim o decizie de impunere și considerăm că nu este corectă?
În primul rând, ne prezentăm la un avocat dacă nu ne descurcăm singuri. Iar dacă decizia este considerată ca fiind nelegală, avem posibilitatea să contestăm această decizie în instanță. Care ar fi termenul în care putem să contestăm o astfel de decizie? Pentru că se pare că ANAF a primit o misiune. În unele cazuri 15 zile, în alte cazuri 45 de zile. De la primirea deciziei de impunere. De la comunicare. De la comunicare. În poștă la domiciliu. Sub semnătură ar fi normal. Sub semnătură. Iar în cazul în care ni se instituie o poplire pe cont, care sunt soluțiile? Ce îi recomandați unui cetățean care este supus unei astfel de măsuri? Evident, dacă suma poprită se consideră nelegală, ne aflăm în situația în care iar va trebui să ne prezentăm la un avocat sau ne descurcăm singuri și încercăm introducerea unei acțiuni în instanță, eventual o suspendare a deciziei respective, iar după ce se suspendă sau se câștigă în mod definitiv, se va merge la instituția care a instituit poprirea și se va depune hotărârea definitivă, după care se va ridica și poprirea. Ați avut dumneavoastră sau la firma dumneavoastră cazuri în care ați câștigat astfel de dosare, de astfel de procese? Noi aceste tipuri de dosare, în special fiscale, anul trecut le-am câștigat în proporție de 87%, fără exagerare. Așadar nu este imposibil. Finanțele sunt un pic cam pornite, însă trebuie ținuți în frâu un pic. De obicei trebuie să faci o cruce mare când ți se poprește contul, pentru că urmează un calvar aproape fără sfârșit. Și vorbim de sute de mii de milioane de euro. Nu vorbim de impozitul pe apartament sau pe mașină. Exact. Cred că ne-au mai rămas câteva minute și profit de acest lucru pentru a vă mai cere un sfat juridic, care cred că este util tuturor celor care ne privesc. Comisia Europeană a stabilit recent și a anunțat România că trebuie să restituie taxa auto integral și imediat celor care au plătit-o și nu eșalonat cum ar fi dorit statul român. Multe dosare pe rolul instanțelor au avut ca obiect această taxă auto. Ce ați sfătuit pe cei care au de recuperat această taxă de la statul român și ce trebuie să facă în continuare, având în vedere noua decizie și noile reglementări? Această procedură este una relativ simplă și consider că orice persoană se poate descurca singură. Pur și simplu trebuie să mergem la autoritatea fiscală, să solicităm formularul de restituire, deoarece sunt formulare, în care ne trecem toate datele, sunt trecute actele solicitate și pe formularul respectiv. Noi doar trebuie să bifăm că le-am anexat în copie, certificat, carte, buletin și taxa achitată și se va depune la registratură, după care așteptăm termenul de soluționare și de restituire, evident cu dobânzile aferente, penalitățile pe zile. Încheiem aici emisiunea noastră, vă spunem la revedere, dar mai înainte vă prezentăm mascota, un film foarte simpatic, care sunt convins că vă va pune pe gânduri și care are legătură cu o aniversare care are loc astăzi, și anume 69 de ani de la prima publicare a romanului 1984 al lui George Orwell, un roman celebru care are de asemenea foarte mare legătură cu toată discuția noastră de astăzi și cu toată viața românilor de zi cu zi. He can't resist the urge to rebel. In writing in the diary, he becomes a thought criminal and considers himself doomed from the very start. Mm-hmm.
1984 isn't about Winston's rebellion or tragic love. The character of Winston serves to represent the effect of the party's total control over a human being. The objects and people around Winston symbolizes different conflicts. Big Brother is a party in its public manifestation, or reassurance to most people. But to Winston, he is more of a threat, as there's no way to escape from his overwhelming gaze. The omnipresent telescreens are the most direct symbol of the party's constant monitoring of its subject. Through propaganda and bombardment of political information, the party deprives people of their ability to think. It symbolizes how totalitarian government abuses technology for its own end, instead of exploiting its knowledge to improve civilization. The glass paperweight, an artifact that Winston bought in the Pearl District, symbolizes the past that can't be altered by any force. In buying the paperweight, Winston attempts to reconnect with the past. However, this magical thing that seems to possess the power of preserving the past is eventually destroyed by the thought police. All in all, Orwell portrays the perfect totalitarian society, the most extreme realization imaginable of a modern-day government with absolute power, to warn readers in the West of the dangers of totalitarianism. Rosal te învață să colectezi selectiv deșeurile, fiindcă ele sunt resurse și nu trebuie să le irosim. Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, trebuie să colectezi selectiv deșeurile pe două fracții, fracție uscată și fracție umedă. Clujenii care locuiesc la case trebuie să scoată fracțiile la poartă în zile diferite sau să le colecteze pe cele două fracții la punctele gospodărești amenajate în acest sens. Cei de la blocuri trebuie să identifice punctele de colectare de tip clopot aflate în oraș. Mai multe informații pe www.rosal.ro sau la telefon 0264 987. Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Demetra Boutique este un salon cochet de rochii de mireasă și rochii de seară situat în inima orașului Cluj-Napoca, ce oferă clientelor care îi trec pragul creațiile unor designer consacrați precum Demetrios by Elisa, Tarik Ediz, Farah Sposa, Novia Dar sau Studio Collection by St. Petri. Pregătește-te să întorci toate privirile la evenimentele speciale din viața ta și îndrăznește să fii superbă. Te așteptăm pe strada Eroilor 14 sau pe www.demetraboutique.ro. În drumul tău din Julius Mall spre cumpărături, oprește-te preț de câteva minute la Sweet Cafe. E un loc confortabil, un loc perfect pentru relaxarea minții și gustului. Specialiști în cafea de cea mai bună calitate, cei de la Sweet Cafe au multe alte secrete. Prăjituri delicate și aromate și o înghețată incredibil de gustoasă. Sweet Cafe, ne vedem în Julius Mall, lângă scările rulante, pentru cea mai gustoasă cafea. Nobila Casa este acum și în Julius Mall. Vino să vizitezi noul concept Nobila Casa și să îi iei niște cadouri casei tale. Avem o grămadă de minunății pentru bucătărie, living, baie și dormitor, textile decorative, plus că îți putem da o grămadă de idei de cadouri pentru cei dragi. Te așteptăm la Julius Mall cu cei mai buni specialiști în obiecte de decorațiuni interioare. Nobila Casa, decorațiuni pentru casa ta.
Cauți un apartament în Cluj? Pe strada Aurel Vlaicu, în cartierul Mărăști, unul dintre cei mai serioși dezvoltatori imobiliari din Cluj ridică cel mai modern ansamblu rezidențial din zonă. Apartamentele de una, două sau trei camere cu terase generoase, parcări subterane la subsol, spații comerciale la parter, au ca termen de finalizare luna martie 2018. Fii pe fază și ia unul dintre aceste apartamente, care se vor preda semifinisate, dar la un mare grad de investiție, având centrală termică și calorifere, instalații trase pe poziție, geamuri termopane și ușă metalică la intrare. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Ne-am reîntors la Raluca. Bine te-am găsit! Bine v-am regăsit, cu mare drag! Reumatologul nostru preferat. Am venit astăzi la ea pentru a povesti puțin despre acidul hialuronic. Nu facem tratamente cosmetice. Cine va explica, doamna doctor reumatolog, cum putem să-l utilizăm și pentru a rezolva probleme reumatologice? În primul rând, ce este acidul hialuronic? În primul rând, acidul hialuronic face parte din clasa glucidelor. Pe lângă această clasă există încă cele două clase pe care toată lumea le știe, proteinele și lipidele. Împreună alcătuiesc organismul nostru. Acum, acidul hialuronic, mai exact, este un mucopolizaharid care intră în structura cartilajelor și a țesuturilor moi, tot țesutul conjunctiv, tendoane, ligamente, țesuturile astea mai fibroase. Astfel încât el, la nivel de structură anatomică, face componenta mai moale a cartilajului. Aici, el împreună cu alte substanțe, de fapt, îmi alcătuiesc întregul cartilaj, însă el are rol de a lega celelalte substanțe din cartilaj. Așa cum spuneam, nu-l folosim doar în cosmetică. Care ar fi alte utilizări ale acidului hialuronic? Într-adevăr, prima dată a apărut în domeniul dermatologiei, pentru că acolo s-a dovedit eficient pe partea de piele, pentru că acolo avem și colagen. Nu este chiar același tip de acid hialuronic, bineînțeles, sunt o felul de derivate, însă la nivel molecular au aceeași acțiune, îmbunătățește structura colagenului, pentru că îl hrănește făcând parte din acesta, dar nu este singura substanță din structura colagenoasă. Cum funcționează? În primul rând, el leagă anumite structuri din țesutul conjunctiv, pentru că nu este singura componentă, cum am zis și mai devreme. Însă, el este cel mai puternic ligand, deci element de legătură. Pe lângă acesta, se află condroitina, de exemplu, și alte proteine lângă aceste glucide, care fac o plasă, o rețea, o matrice, care întrețin toată structura asta anatomică, numit cartilaj. Bine, face parte și din țesutul conjunctiv din piele, cum bine am zis mai devreme, legat de cosmetică. Și acolo întreține rețeaua cealaltă a pielii. Dar cel mai important rol al lui este de legătură, pentru că face ca niște lanțuri la nivel molecular și leagă celelalte componente, deci le ține strâns, plus că lubrefiază acele elemente între ele, le ține foarte bine și să nu se despartă. Când a început să fie utilizat și în partea de reumatologie? În urmă cu mai mult de 10 ani, însă în România treptat a intrat pe piață și nu a fost așa de cunoscut, mai ales că nu se știau încă beneficiile, dacă este util pe termen scurt sau pe termen lung. Acum, studiile clinice au dovedit că acidul hialuronic injectat la nivel articular poate să protejeze articulația,
să o lubrifieze, deci îmi îmbunătățește funcționarea articulației și inhibă unele enzime care degradează cartilajul. Și atunci cele trei roluri ale acestui acid hialuronic sunt de a recăpăta și a redobândi funcționalitatea unei articulații și de a o întreține, a întreține viața. Pentru că, până la urmă, ideea noastră este nu să rezolvăm doar durerea, pentru că pacientul de cele mai multe ori vine la noi cu durere. Și noi automat îl întrebăm, dorești să calmăm doar durerea sau obiectivul este de a-ți folosi articulația în continuare? Pentru că unii sunt mulțumiți și este corect, fiecare alege. Este mulțumit să nu aibă durere, dar nu-i neapărat că trebuie să meargă sau să-și folosească mâna, sau vrea să și fie activ în continuare. Ne puteți da câteva cazuri concrete de exemple de tratament? Desigur. Cel mai preponderent, acum pacienții vin cu patologia degenerativă la nivelul genunchiului. Sediul preponderent, genunchiul. Vin pentru că îi doare, cum am spus și mai devreme, dar unii spun nu mai pot merge. Asta e prima dată când își dau seama că ceva este în neregulă, că durerea... Cu toții o avem uneori, de la supra-solicitare, de la uzură, însă să nu mai poți umbla este deja un handicap și te sperii. După genunchi ar fi șoldurile, pentru că sunt tot articulații mari, cu încărcare, în care se degradează destul de repede și vedem destul de des. Mai nou, putem folosi acidul hialuronic și la nivelul articulațiilor micuțe, dar acolo injectăm mai puțină cantitate. Este foarte important să știm în ce cameră articulară putem, câtă substanță și cea mai nouă utilizare este și la nivelul tendoanelor, de exemplu, pentru că tot ce subconjunctiv avem acolo și când avem leziuni traumatice și de uzură, putem să punem acid hialuronic să lubrifiem tendonul și să-i redobândim funcționalitatea. Aici intră sportivii, deci vedem pe lângă patologie degenerativă care există după 45 de ani, vedem și sportivii care, din cauza supra-solicitării și a uzurii mai mare a articulațiilor, au nevoie de această suplimentare cu acid hialuronic pentru că îmbunătățește funcționalitatea și permite să întreținem viața articulației. Se face sub indicația noastră, însă este important să le spunem că nu rezolvă cauza. Deci boala, odată pornită de degradarea unei articulații, nu se va opri. Ce încercăm noi să facem cu acidul hialuronic este să stopăm pe moment degradarea, să îi prelungim viața, însă procesul la un moment dat revine, pentru că această substanță este foarte viscoasă, ajută să protejeze, face o peliculă pe cartilaj, absorbe șocurile din cartilaj, însă și aceasta se consumă, nu este pe termen lung viabilă în camera articulară, pentru că prin frecare, iarăși, acea substanță se distruge, însă se distruge ea și nu se mai distruge cartilajul. Asta este rolul, de fapt. La cât timp se revine cu o nouă injectare? Depinde și de substanță. Acum putem face acid hialuronic, care este simplu. Putem și există preparate combinate de acid hialuronic cu condroitină sulfat, pentru că, am zis mai devreme, acidul hialuronic leagă niște componente din cartilaj și atunci, dacă îi dăm și celelalte componente pe lângă acid hialuronic, cumva prelungim și termenul este mai îndelungat de întreținerea articulației, pentru că hrănim mai mult. Două substanțe sunt, deci simplu și combinat cu alte elemente, acidul hialuronic, și există diferite dozaje, 2 ml, 3 ml, însă noi, după ce evaluăm pacientul, îi recomandăm în funcție de stadiul său, foarte important, și de sediul articulației. El nu, deci nu își poate recomanda singur preparatul, trebuie evaluare înainte. Există contraindicații? Desigur, însă sunt puține, de fapt sunt legate de manopera articulară, injecția fiind prin piele, principalele contraindicații sunt
infecțiile de la acel sediu, să nu trecem cu acul printr-o infecție, o celulită respectiv sau un puroi la acel sediu, infecțiile intraarticulare, pentru că noi evaluăm și să nu fie o artrită la cel septică la acel